Urmează un meci de orgolii la Târgu Jiu. Pandurii întâlnește campioana României. De 5 ani, fotbaliștii gorjeni au bătut Steaua acasă și vor să repete istoria și în confruntarea de sâmbătă. Ghinionul însă pândește echipa gorjeană. Infirmeria este plină la Pandurii, iar acest lucru va îngreuna misiunea elevilor lui Pustai în duelul cu Steaua. Sunt probleme de loc, din păcate, în zona fundașilor centrale, în zona vârfului de atac, sunt probleme destul de grave. Matulevicius și Predescu nu vor mai fi disponibili în acest an, iar lista celor care vor mai juca abia în 2014 este completată de Mamele, Erico da Silva, Paulinho și Rubio. Acesta din urmă s-a întors la Târgu Jiu, dar încă nu se antrenează. Alex Dos Santos a fost accidentat și el, dar și-a revenit și va fi apt pentru meciul de sâmbătă, spune antrenorul. Păi în acest moment, pe lângă cei consacrați, cei vechi accidentați, Mamele și cu Enrico n-au putut fi refăcuți până la ora jocului. La Enrico se pare că este mai de durată un pic mai lungă. Accidentarea la Matulevicius, se știe, l-am pierdut în acest tur. Chiar și cu aceste probleme de lot la nivel central, Pustai speră să obțină un rezultat favorabil și să învingă liderul campionatului. Că ne va fi greu, oricum nu este greu. Un meci cu echipa campioană este un meci greu întotdeauna, dar cu atât mai mult cu cât există aceste accidentări. Pandurii Steaua se joacă sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 20.